Tot vineri, guvernul a aprobat și un set de măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023, în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar. Măsurile au în vedere limitarea și reducerea cheltuielilor bugetare până la sfârșitul acestui an, iar de la 1 noiembrie, odată cu intrarea în vigoare a actului normativ, autoritățile și instituțiile publice nu vor mai putea încheia, în lunile noiembrie și decembrie ale acestui an, angajamente pentru mai multe categorii de cheltuieli, în special cele de funcționare. Potrivit premierului Marcel Ciolacu, există și cheltuieli care fac excepție de la noile limitări și, ce este mai important, nu vor fi afectate proiectele pe fonduri europene. Ca să fie și mai clar, acest act normativ nu se aplică pentru cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuieli cu acțiuni și programe de sănătate, precum și în cazul cheltuielilor aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar. De asemenea, limitările nu se aplică în cazul proiectelor finanțate din fonduri europene. Pentru finalizarea acestora, guvernul va face alocări din fondul de rezervă. Ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș, a declarat că în cazul unor evenimente de tipul târg de Crăciun sau concert de Revelion, pentru care au fost semnate din timp anumite contracte cu o sumă consistentă, plățile se pot efectua la nivelul mediei lunare din cursul anului pe partea de sursă de finanțare publică, iar diferența de valoare se achită din alte tipuri de surse de finanțare, precum sponsorizări sau donații. Dacă concertul de Revelion are componenta de plăți media din cursul anului și se adaugă donații și sponsorizări, se poate desfășura fără probleme, numai că trebuie să se înțeleagă că partea aceasta de componentă publică, de plată din fonduri publice, nu poate să depășească media cheltuielii din cursul anului. Este o chestiune de bun simț. Mai înainte am discutat despre instituția statului cu cheltuieli sfidătoare. Haideți să nu ajungem acolo în care, într-o situație critică pentru țară, să avem de-a face cu evenimente sfidătoare și după aceea să ne uităm la deficitul bugetar care creează probleme ulterior pentru derularea celor mai importante proiecte ale României de modernizarea țării. Noile măsuri de austeritate în rândul administrațiilor publice pentru ultimele două luni ale acestui an vor intra în vigoare începând cu data de 1 noiembrie.